Doamnelor și domnilor, sunteți invitați la balul gospodarilor la Istanbul, care are loc. When you will make this event in Turkish in Istanbul, I call all everyone to come to the your festival. Yes. I will wait my festival for all, please. And thank you very much, Mr. Meyer. This is very important festival, and Mr. Ion, for this is very important festival, and this national night, very, very, very special and very beautiful. Thank you for all. This my costume is Ottoman standard people costume, and all costume very interesting and very, very, very nice. Thank you very much again. Mi s-a spus că asta e costumul otoman, știm dumneavoastră, aveți sabia lui Ștefan cel Mare, noi avem în fiecare casă câte un costum ca al dumneavoastră, așa că vă mulțumim tuturor și să-i aplaudăm pe acești concurenți minunați, bine ați venit în România! Și acum cred că e timpul să trecem la joc, nu? Da, pentru că la noi a cântat fanfara o bună bucată din viața noastră, vă invităm la o horă românească pe muzică de fanfară. Cum se spune la noi, muzica sus, dar nu înainte de a transmite un salut din partea fraților noștri din nordul Bucovinei, domnul Iulie Levcic, iertare. El este președintele Centrului Bucovinean de cultură tradițională românească din Cernăuț. Sunt obosit, Iuri, așa că iertați-mă. Îi dau cuvântul lui Iuri și revin. Eu m-am gândit la altceva. Cine din noi mai mult a băut aici? Sau a dansat? Bună seara! Bună seara, Moreni! Bună seara, oaspeți acestui deosebit oraș! Sunt enorm de bucuros să fiu și în această seară lângă dumneavoastră și nu numai eu, dar și copiii noștri care vin și din Cernăuț. Avem anul acesta și o reprezentant a Ucrainei care vine din Kiev, ca domnișoara în costumul ăsta deosebit roșu. E venită din Kiev. Suntem bucuroși să fim aici alături de dumneavoastră și să uităm puțin din problemele care le avem, acea situație stresantă care este acolo acum. Oricum, îmi doresc foarte mult să vă transmit un mesaj de salut și doar gânduri bune din partea tuturor românilor din nordul Bucovinei, care, de asemenea, ca și dumneavoastră, își iubesc graiul, neamul, folclorul, cânticul, dansul popular. Suntem alături de dumneavoastră și aici, la veselie și în zilele de lucru, pentru că cine ce n-ar face, da, sângele, apă, nu se face. Avem același grai, aceeași istorie, de aceea haideți să continuăm cu pași încrezut, să mergem înainte. Multe avantaje nu cred că ne dă Europa, dar în momentul când vom fi mai alături de dumneavoastră sau vom avea posibilitatea să fim alături de dumneavoastră mereu, am fi bucuroși. Vă doresc o seară frumoasă în continuare și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem aici. Și să ne vedem și la Cernăuți, la acel bal gospodarilor care, datorită domnului Brăteanu, domnul Brăteanu Călin, frate meu, l-am adus și la Cernăuți, vin și la Cernăuți românașii noștri în costume populare, să danseze, să se petreacă, să schimbe un cuvânt și să iei la un pahar de vorbă. O seară frumoasă, Doamne ajută, la mai mare și la mai mult! Da, Iuri, rămâne așa cum am vorbit. Bucovina suntem noi, Europa nu ar trebui să fim tot noi. Și atunci nu trebuie să ne dăm noi singuri. Oameni buni, hai să ne dăm prima dată mână cu mână, inimă cu inimă, poftiți la joc. Pentru că dacă dragoste nu este, nimic nu suntem. Vă invităm la hora românească. Muzica, Doamne ajută!